Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Biserica din comuna Obârșia Cloșan este construită pe locul unei vechi biserici de lemn. Pictura bisericii a fost executată de Gheorghe Bărbulescu Tismana și Matei Șuțea din Peștișani. La sărbătoare a participat și preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, ierarhul Mehedințean a săvârșit sfânta liturghie arhierească, având alături un sobor de preoți și diaconi. Ne bucurăm de prezența preasfințitului părinte Nicodim, care de fiecare dată reușește să vină, deși are o agendă destul de încărcată, reușește de fiecare dată să vină aici cu ocazia hramului Sfântului Teodor Tiron. Ne aducem aminte cu această ocazie și de marele nostru Tudor Vladimirescu, care a trăit pe aceste plaiuri și care și-a desfășurat activitatea în această zonă a plaiilor Cloșanului. Mai mult, a avut o misiune deosebită, o misiune sacră chiar. De istoria hramului bisericii din Obârșia Cloșan se leagă și numele lui Tudor Vladimirescu, așa cum se amintește în Pisania Noii Biserici. Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron a trăit prin anii 306 după Hristos și a fost un mare apărător al credinței noastre ortodoxe. El l-a cunoscut pe Hristos și a luptat împotriva necredinței, împotriva idolilor, împotriva celor care nu sunt dumnezei. Construirea Sfântului Lăcaș a început în anul 1936 și s-a sfințit în anul 1946 de către episcopul Atanasie al Râmnicului. Ocrotitorul Lăcașului de cult este Sfântul Mucenic Teodor Tiron, sărbătorit la 17 februarie.